Dragi prieteni, am ajuns la volumul 3 din seria Fertile Soil. Loudridge Music s-a gândit că ar fi interesant să publice de două ori pe an, ianuarie și iulie, o compilație care să promoveze exclusiv trupe din undergroundul nostru. O inițiativă interesantă și lăudabilă. Volumul 3 se întinde pe o durată de 2 ore și 37 de minute și propune 33 de trupe. Apreciez foarte mult această generozitate, dar, din punctul meu de vedere, este o abordare greșită. Prea multe detalii pot distrage atenția ascultătorului. Aș fi preferat o compilație mai scurtă și mai compactă pe anumite categorii. Amestecul ăsta de mai multe genuri și trupe, repet, pe termen lung, poate distrage atenția ascultătorului. Bineînțeles, este doar părerea mea, poate greșesc. Fiind prezente și în volumul precedent, am lăsat deoparte Antumbra, Black Sheep, Eternal Dark, Necrotum, Grohot, Fitonia și Vârcolac. Părerile mele în legătură cu aceste nume sunt destul de clare. Dacă aveți plăcerea și mai ales curiozitatea, găsiți reacția la volumul 2 pe canalul meu de YouTube. Și acum să vedem ce a ieșit. Să-i dăm drumul. Avem mult de muncă. Fertile Soil Compilation Country Turn Acoustic Post Black Metal Râmnicu Vâlcea. Este pentru prima dată când aud de acest nume. Să vedem despre ce e vorba. Am lăsat de mult în urmă acest sunet lo-fi. Structurile sunt simple și repetitive. Nu știu cum să descriu vocea. Mi se pare o glumă nereușită. Îmi pare rău, dar nu e pentru mine. Am ajuns la Dark Fusion, Cyber Industrial Extreme Metal, București. Da, știu despre ce este vorba, am ascultat albumul lor care a fost lansat în prima parte a acestui an. Apreciez curajul lor de a propune și altceva decât sunetele clasice. O să vă spun părerea după ce o să ascultăm această piesă. We'll be right back.
Da, în legătură cu ultimul lor album, nu m-a convins producția. Se putea și mai bine. Mă așteptam la un sunet mai dinamic. Partea instrumentală nu este echilibrată în mix. Nici tonul instrumentelor nu ajută. Oricum, o formație interesantă de ținut sub observație. Cu alta abordare în viitor poate să pună probleme. Părerea mea, nu dețin adevărul absolut și nu este ăsta scopul meu. Din umbră, Doom Death Metal București. Numele mi-e cunoscut, dar nu am avut șansa să aprofundez subiectul. Avem o linie clasică de doom cu inserții dead black. Să nu uităm și de sunetul gotic creat de voce. Înregistrarea este cam ștearsă. Schimbările de tempo, de ritm, aveau nevoie de o altă abordare mixaj. Melodia nu era, să nu mă înțelegeți greșit. Dar în 2023 e nevoie de altceva.
Da, nu mai am răbdare să ascult așa ceva în 2023. Pentru noua generație sau pentru fanii acestui sunet poate să fie ceva interesant. Repet, sunt doar părerile mele personale. Să trecem mai departe. Fickle World, Simeria, șansele ca în acest caz să nu fie vorba de Gor Grand erau mici. După cum ne arată și coperta. Sunt curios cum sună această formație. Poison don't get you. And God will. Don't you bloody forget it. Și la obiect, un masacru sonor. Chiar dacă nu sunt de acord cu această abordare primitivă, îmi place atitudinea și implicit stilul. O să studiez problema. Mă face curios. O să fiu cu ochii pe această trupă. Elitube din București propune punk alternative thrash metal. E un nume necunoscut pentru mine, sunt curios. Și ritmul, chiar dacă este repetitiv, limba română se potrivește în acest caz,
Avem un solo de chitară. Sunt șanse mari ca această trupă să crească. E nevoie, bineînțeles, de mai mult curaj și inspirație. Sunt curios cum va evolua. Hai că se poate! Îndrăcit! Black Metal România! Să vedem despre ce e vorba. Da, trupele românești de black metal au devenit copy-paste. Aceeași mâncare de pește când vine vorba de acest gen. Să trecem la următoarea trupă. June Turns Black. Este prima dată când aud de acest nume. Cred că nu sunt trecuți în enciclopedia Metalum, dacă nu greșesc. Forjează metalcore și sunt din București. Sunt curios. Da, cea mai interesantă formație de până acum. Urechile mele s-au săturat să asculte aceleași sonorități. În acest caz, ideile sunt destul de clare. Îmi place cum se prezintă. Vocea are ceva din cornii la plante.
O să aprofundez subiectul. Atenție la această trupă. Cronorest, Death Grind, Brașov, București. Nu știu despre ce e vorba. Lăsând la o parte calitatea înregistrării, am auzit lucruri interesante, așa la prima ascultare. Sunt curios cum se va prezenta în viitor acest proiect. Lost din București prezintă Melodic Dead. Da, știu despre ce este vorba.
o piesă bine aranjată, se trece cu lejeritate de la un ritm la altul. Aș descrie această piesă ca fiind un amalgam progresiv death doom. Cu siguranță va fi pe placul fanilor din România, mai ales pentru cei care ascultă sonorități clasice. Totuși, în 2023 e nevoie de mai mult curaj, având în vedere experiența. Părerea mea, Leather Brigade, speed punk thrash metal București. Da, știu, cunosc foarte bine situația. O să auziți părerea mea după această melodie. Da, am ascultat cu mare atenție lucrarea de debut și sincer nu m-a impresionat. Nimic nou sub soare. Dar după ce am văzut la Posada Rock anul acesta, mi-am schimbat părerea. Dacă vă interesează mai multe detalii, am dedicat două clipuri acestui festival. Din punctul meu de vedere, a fost una dintre cele mai bune performanțe live la acest festival, concurs. Băieții stăpâneți bine instrumentele, ceea ce e un lucru foarte important. Deci, o trupă bună live. O să am grijă să nu dispară de pe radarul meu. Și sper să văd o evoluție în viitor. Atenție la brigadieri. Marsquake Alternative Rock Metal București. Da, i-am văzut în emisiunea lui Lenzi. O să aflați părerea mea după această piesă.
Da, sincer, acest alternativ pentru mine nu funcționează. Dacă vreți să auziți un album interesant alternativ, vă recomand ultimul Landloss. Ritmurile simple se învârt în jurul vocalistului. Nu mi-a plăcut niciodată această abordare. Fiecare cu gusturile lui. Vedeți dacă vă place. Pioneer Era, atmosferic post-black metal, Timișoara. Da, cunosc foarte bine subiectul. A fost inclus în topul meu din prima jumătate a anului. Îl găsiți pe canalul meu de YouTube. Îmi place cum împachetează unele elemente cunoscute în black, creând niște atmosfere interesante. Eu aș spune intime. Mie îmi place, chiar dacă nu e ceva original. Piesele sunt destul de bine aranjate, deținut neapărat sub observație. Unde am ajuns? La Playstoros, Black and Death Metal Brașov. N-am auzit niciodată de acest nume.
un asemenea sunet nu ajungi departe. Apreciez curajul, să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu eram în stare să prezint nici măcar acest sunet, deci apreciez și mai mult acest curaj. Dar nu e pe gustul meu. Unde suntem? Unde am ajuns? Revolter Metal Sibiu. Aici scrie Revolver. E o greșeală de editare. Dar ce contează? Înțeleg eu prin metal modern. Avem un solo de chitară, avem un refren care îți rămâne în minte, avem coruri, de ce trebuie. Mai e de lucrat la structura pieselor, dar sunt pe drumul cel bun. Nu știu vouă, însă mie îmi place. Atenție la puștii ăștia. Unde am rămas? La River of Stone. Instrumental post-rock metal București.
nu sună rău deloc. Sunetul e ok, dar e nevoie de mai mult curaj și creativitate. Și cred că se poate. Trebuie să ascult mai multe piese ca să-mi fac o idee mai amplă. Mai mult curaj, da. Shrine of Eligius, black metal din Satu Mare. Un black metal sunat cu decență, e nevoie de mai mult curaj și de un alt sunet. Acest proiect poate ieși la lumină. Am ajuns la Simcarnate Doom Dead Metal București.
marș funebru a fost. Cunosc situația, dar ceva nu funcționează, nu știu ce. Am ascultat albumul lor din 2017, sună bine, dar în aceste vremuri e nevoie de mai mult, având în vedere experiența membrilor. Sunt curios cum va suna următorul album. Skillot, o altă formație care prestează alternative metal și sunt din Craiova. Și în cazul Marsquake acest sunet nu funcționează din punctul meu de vedere în 2023. E nevoie de mai multe ingrediente. Nu știu ce să mai adaug. Unde suntem? Solomonar, atmospheric black metal Sibiu. Cunosc personajul. L-am studiat cu atenție. Omul are serioase probleme de caracter. Nu vreau să intru în detalii. Și ca el mai sunt câteva personaje. Dar să trecem peste. We'll be right back.
mai degrabă e avant-gard decât black atmosferic. Interesant abordare, îmi place. Problema e că nu știm încă să integrăm structurile folk în rock metal. Cu cât segmentul folk este mai lung, cu atât este mai greu de integrat. Eu v-aș recomanda să ascultați cu atenție albumul Kim Dracula. Da, Surghiun Black Metal România-Franța. Prima dată când aud acest nume. Același black auzit și reauzit. Nimic nou pe frontul de vest, sau mai bine zis pe frontul de est. Dar să trecem mai departe. Surnut. Hopa, avem și depresiv black metal, Satul Mare. Cred că este a doua formație din acest oraș. We'll be right back.
Da, după ce ai ascultat ultimul album Astir, unul dintre cele mai bune lucrări depresiv black metal din ultimii ani, e mai greu să te concentrezi. Nu vreau să descurajez pe nimeni, din contră. Prin multă muncă se poate ajunge la un numitor comun. Eu sunt aici să încurajez. Am ajuns la Simfres, progresiv rock metal Cluj-Napoca. Albumul de debut, Father Time, e unul dintre cele mai reușite din acest an. Deci, vă recomand acest album. Erau de ceva vreme în vizorul meu, un proiect foarte ambițios, îmi place, dar în viitor e nevoie de un producător foarte bun, care să știe să echilibreze sunetele. Acest lucru costă, știu. Pe ultima piesă, lansată nu de mult, Du Sang, dacă nu mă înșel, da? Se aude o evoluție, îmi place basul, o melodie perfectă pentru producțiile Disney Plus. Deci, încă o dată, recomand albumul lor și așteptăm lucruri interesante de la această formație, care a avut curajul să propună și altceva. Bravo! Am ajuns la Thrasendom, Dead Grind Târgu Mureș. Este în premieră acest nume pentru mine.
Atitudinea, adevărați detări. Loviturile de baterie sunt micidiele, cum spun italienii. Nimic nou, dar mie îmi place. Deținu neapărat sub observație această formație. Vomit Black Speed Punk Metal București. Știu despre ce vorba, am ascultat EP-ul lor de 3 piese. Da, face parte din aceeași categorie ca și trupa Leather Brigade. Utilizează un stil de mult apus. Nu știu ce să spun. Cam repetitiv. Sunt curios cum vor evolua aceste trupe. Da, am ajuns la ultima formație, dacă nu mă înșel. Sgripsorum Melodic Death Metal Ploiești.
Da, dead cu elemente simfonice. I-am văzut pe YouTube și live și nu e ce trebuie. În studio nu sună rău deloc, dar mai e de mers până să se vadă luminița de la capătul tunelului. Și stilul ăsta, Melodeta, a început să obosească. Oricum, o să fiu cu ochii pe ei. Am ajuns la final după un maraton care a durat aproape 3 ore. O inițiativă frumoasă și sper că va continua. Dacă vreți să renunțați la o bere sau la mai multe pentru a susține underground-ul nostru, vă las linkul în descriere. Nu sunt sponsorizat și nu mă interesează, să fie clar. Fac aceste lucruri din pasiunea pentru muzică. Anul viitor vom ataca pe toate fronturile. Mă voi ocupa și de scena internațională. Văd că unii nu prea înțeleg acest fenomen. Dacă v-a plăcut, apăsați pe clopoțel, lăsați un like, un coment, un share, știți voi. Să aveți grijă de voi.